Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, din a doua carte a Împăraților, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 8, pagina în Biblie 395. Orbirea sirienilor. Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis: tabăra mea va fi în putare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, că acolo sunt ascunși sirieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei s-a turbunat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostește în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimiți să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu: ah, domnul meu, ce vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul i-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceia pe care ei prins cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. În Roman, capitolul 15, versetul 4, spune așa: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, voi să aveți credință. În seara aceasta, eu mă consider un predicator mai static, mai moale, mai învățător. Știu că nu am puterea să dau foc biserice. De altfel, nici dumneavoastră nu sunteți foarte gălăgioși, cei de aici. Greu spuneți un amin. Poate costă mult aminul ăsta. Ei bine, și ținând cont de atmosfera aceasta și de felul meu de a predica, mi-am zis: hai să aleg măcar un subiect un pic mai dinamic. Și în seara asta aș vrea să aduc în fața dumneavoastră o scenă de război. Și poate cu războiul ăsta vom reuși să fim atenți. Dar când am citit aici, cuvântul Domnului spune că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și când am citit această scenă de război, am spus: ce învăț eu de aici? Că cel care ținea penelul și scria, a întrebat pe Duhul Sfânt. Toată Scriptura, spune Pavel lui Timotei, e însuflată de Dumnezeu. Și a întrebat să scriu și de războiul ăsta și a spus Duhul Sfânt: scrie, că din războiul ăsta trebuie să învețe ceva aceia care stau la dej, la adunare. Și în seara asta eu m-am dus cu gândul: ce pot să învăț eu din lupta asta? Și am primit câteva învățături, am primit câteva cuvinte de mângâiere, câteva instrucțiuni și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând, dragii mei, aș vrea să vorbesc ceva de planurile lui Dumnezeu și planurile vrășmașului.
7 miliarde de oameni există la ora actuală pe pământ. Și eu sunt convins că pentru fiecare în parte Dumnezeu are un plan. Pentru mine, când m-am născut în urmă cu 50 și ceva de ani, Dumnezeu a avut un plan. Mă uit la toate fetele de aici, la băieții de din coace, la copilașii ăștia. Știți că pentru fiecare din ei Dumnezeu are un plan? Și poate noi nu-l știm. Poate nu-l știm. Mi-aduc aminte odată în casa fratelui Liviu Geniu, au venit un grup de tineri, nu știu ce au mânat, într-o duminică seară la rugăciune, că numai poftă de rugăciune n-aveau. Și fratele Liviu îi spune, hai cântați o cântare. Și ei atâta să târguiesc ca să înceapă o cântare și nu știu să cânte. În fine, găsește unul în cariet, începe o cântare și o începe greșit. Și altul râde. Și ia carietul, dă măi, nu se cântă așa. Și începe el cântarea și o începe mai greșit. Și încep să râde toți. Și fratele Liviu spune, măi, eu aveam o casă mică, mi-am trezit copiii care dormeau și i-am culcat grămadă în altă cameră să primesc pe tinerii ăștia la rugăciune. Și ei nu pot să cânte o cântare. Și ei au venit la mine s-au rugat. S-au dus în altă cameră și au început să roage Domnul și îi spune Duhul Sfânt să nu le spui niciun cuvânt de mustrare. Că între ei eu am proroci, am păstori și am oameni de care vreau să mă folosesc. Și îmi spune, m-am temut de cuvântul ăsta. Am venit înapoi, s-a schimbat atmosfera, am cântat, ne-am rugat. Din seara aceea așa au unit un foc peste tinerii ăștia și îmi spunea fratele Liviu, între ei sunt păstori, proroci și oameni de care se folosește Dumnezeu. Știți dumneavoastră, mult la copiii ăștia și ei sunt niște valori. Nu știu care din ei va fi păstor, nu știu care va fi dirijor, nu știu care va fi proroc. Eu știu că Dumnezeu cu ei au un plan. Amin? Amin. Dar mai știu și mă tem de asta, că și diavolul are planurile lui. De aceea vreau să vorbesc de planurile acestea a lui Dumnezeu care le are pentru noi. Și Dumnezeu are planuri frumoase și... voi sunteți o valoare. Am fost la ordinarea fratelui ca păstor, la fratele Ionică Jiji, împreună cu fratele Aurel Șortuș și fratele Virgil Neagă. Și unul din frații ăștia primește o întrebare de la un predicator începător. Și spune așa, frate, este normal să ai emoții când predici? Dumnezeu mai ai emoții? Și fratele Aurel Șortuș s-a ridicat, da, este normal să ai emoții? Toți predicatorii trebuie să ai emoții. Și când nu mai predici cu emoții, ar trebui să nu mai predici deloc. Și spunea, păi, noi predicăm că avem în față niște valori. Spunea Domnul Iisus în Luca 9:25. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Fiecare din dumneavoastră are un suflet mai valoros decât tot Dejul, decât toată România, decât toată lumea. Și eu îmi dau seama că lucrez cu valorile acestea. Vorbesc de comoara aceasta, spune în Corinteni acolo. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut ca puterea asta nemaipomenită să nu fie de la noi, să fie de la Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Recent săptămâna asta noi suntem în sfert de stăruință. Vin fete de la liceu cu ghiozdanul în spate, îl lasă pe holul adunării, intră în rugăciune și Domnul încă mai botează cu Duhul Sfânt. Purtăm o putere noi extraordinară, nu-i de la noi, e de la Dumnezeu. Și spunea fratele Șortuș, 27 de ani am fost profesor în școală și mă uitam la băieții ăia care fluturau ghiozdanul pe holurile școlii și îi tratam într-un fel. Dar vin la adunare și mă uit la copilașii ăștia, la grupa mică și îi tratez în alt fel. Ei sunt niște valori. Dumnezeu are un plan cu fiecare de aici și cu tine care mă ascult și cu mine care predic. Are un plan cu familia ta. Dumnezeu are un plan cu biserica aceasta. Și spunea Psalmistul în Psalmul 40, versetul 5, cât de minunate sunt planurile tale. Dar să știți dumneavoastră, și diavolul are un plan. Și diavolul are un plan. Vreau să vorbesc de planul lui Dumnezeu și planul diavolului. Când am înțeles lucrul ăsta, ceva ciudat m-a surprins. Dumnezeu pentru mine are un plan și pentru tine are planurile sale minunate, spunea Psalmistul. Dar am constatat un lucru. Că din planurile care le are Dumnezeu pentru noi, El nu ne descoperă decât atâta cât vrea El și cât ne trebuie nouă. Dumnezeu nu ne satisface toate curiozitățile noastre. Nu, nu, nu. El ne spune numai cât ne trebuie nouă. Deuteronom, capitolul 29, versetul 29. Lucruri descoperite sunt ale noastre, iar nu ale Domnului Dumnezeului nostru. Știți, noi suntem interesați de multe probleme.
Aproape nu e adunare sau studiu biblic să nu mi se pună o întrebare. Frate Dragoș, când va fi răpirea? Înainte de necaz, în timpul necazului sau după necaz? La câta pecete, la câta trâmbiță, la câta judecată? Și eu mă ridic și le spun așa de senin. Nu știu, frate, nu știu. Dacă nu mi-a descoperit Domnul, cine știe foarte bine. Dacă Domnul a descoperit, oamenii s-au hazardat, dau pronosticuri, ani, luni și au fost înșelați. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să ne descopere. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. În schimb, ne descoperă Domnul ce ne trebuie nouă, mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Noi știm că Domnul vrea milă, vrea smerenie, vrea bunătate, dar eu nu asta fac, nu asta practic. Eu vreau să știu când va veni balaurul, când va fi nu știu ce. Vedeți dumneavoastră? Eu călătoresc mult cu trenul. Și astă noapte treceam prin Dej cu trenul, că am fost până la Simeria și acum vin de la Simeria. Vă spun un secret. De la Mestecănișul la Iacobeni, o pantă foarte mare. Acolo sunt o mână de mecanici, fratele Teofil mă aude, care au o autorizație specială. Nu orice mecanic are voie să coboare trenul hăurile alea. Cât nu știi? Prăpăsc, mare. Ei bine, eu am autorizația aceea, o mână de mecanici suntem. Și când pleacă trenul de la Suceava, la Cluj, îl oprește, desleagă locomotiva, o dă în partea cealaltă, rambusează și merge în partea cealaltă. Și mecanicul trebuie să aibă 100 și 1000 de autorizații, de la psihologie medicală și profesională, multe altele. Tu când te duci la gară să ceri un bilet, eu mă duc la Suceava și îi spun la casieră, Doamne, dăm un bilet, dar să știi că la Mestecăniști trebuie un mecanic care știe scoboare. Îi autoriza mecanicul? Are autorizațiile toate, așa cereți voi bilet? Nu. Eu mă duc, spun, dați-mi, vă rog, un bilet la cușetă, dacă se poate. Mă curg și când m-am trezit, eram trecut de Cluj. Știi mecanicul pe unde să meargă. Are grijă, acolo vechează. Grija mea este să dorm și să dorm bine, să fiu odihnit. E cam așa văd eu și cu mântuirea. Domnul ne descoperă niște planuri, din planul său general de mântuire, ne spune ce să facem, dar nu ne descoperă toate lucrurile care vrem noi. Hai să ne uităm, dacă vreți, la Apostolul Petru. Tocmai e un păstor. Și e un păstor de Fiul lui Dumnezeu, de mare păstor al oilor. În Ioan acolo spune, Petru, mă iubești mai mult ca ceilalți? Da, Doamne, paște melușeii, paște oițele. Petru, mă iubești tu? Petru s-a întristat, știi că te iubesc, paște oile mele. Și deodată Petru e păstor, peste ceata de ucenici. Și pe când se vede el păstor, trece Ioan pe acolo și îl întreabă învățătorul. Dar cu el ce o să fie? Că doar îți păstor și trebuie să știu. Și Domnul îi spune, ce-ți pasă ție? Apoi așa, intrarea în pastorație mie nu mi-ar place. Eu merg la bolnav și mă rog sincer, Doamne, dacă nu-l vindici, măcar arată-mi. E pentru moarte, pentru vindecare, să nu strig în zadar. Și mă duc cu trei proroci. Și întreba să avut ceva? N-am avut nimic. Frate, dar tu n-ai avut? N-am avut nimic. Și plecăm de acolo, nu știu ce vrea Domnul. Pentru că Domnul nu ne satisface toate curiozitățile noastre. Dar Domnul ne spune ce trebuie să știm. Pavel, când vorbea în Fapte, capitolul 20, spunea păstorilor din Efes, când i-au întâlnit la Milet, știți că nu am ascuns nimic din ce vă era de folos. Ce trebuie să știi tu de mântuire, de pocăință, de viață veșnică, astăzi Domnul îți descoperă. Și dacă nu ți-o descoperi până în seara asta, îți descoperă pe mine. Și Pavel spunea așa, vă rog fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mărturisiți un botez spre iertarea păcatelor și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți, am constatat că Dumnezeu ne descoperă planurile sale așa pas cu pas. Trăim într-o vreme o explozie tehnologică. Știința a avansat foarte mult. Mașini din ce în ce mai bune și mai puternice. Dar n-am întâlnit încă o mașină, poate să coste 1.000.000, 2.000.000 de euro. Încă n-am întâlnit o mașină pe care să o pornesc eu când plec de la evanghelizare din Dej, pornesc motorul, aprind farurile și să văd până la mine în Bosanț. Încă n-am, nu este așa mașină, să-mi lumineze drumul până pe ulița în care intru eu, nu. Dar pe timp ce înaintez cu mașina, becurile alea chioare care le am eu așa, unul arde și unul nu, cu ăla îmi luminează drumul până acasă. Cam așa cum vai cu pocăința. Ai înțeles că trebuie să te pocăiești? Pocăiește-te! Apoi Domnul când a venit și la câta pecetii, treaba lui.
Ai înțeles că trebuie să iei un botez în apă? Păi ia botezul în apă. Tu fă ce ai înțeles. Și Domnul să ne ajute, amin? Am constatat eu că o ciudățenie asta. Dumnezeu are planuri grozave, planuri generale, planuri speciale și ne descoperă cât ne trebuie nou. Dar ce mi s-a părut mai ciudat, dar extraordinar de bine. Vorbeam de planurile vrășmașului. Diavolul are și el planuri. Și acum am un enunț care tare aș vrea să-l țin minte. Dumnezeu din planul său ne descoperă cât ne trebuie. Dar planul vrășmașului ne-l descoperă tot. Și spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, astfel ca Satana să nu aibă niciun câștig de la voi, pentru că voi nu sunteți în necunoștință de planurile Satanei. Domnul din planul lui descoperă numai cât ne trebuie nouă, dar ne descoperă tot planul diavolului. Asta e extraordinar. Într-un război, să știi ce face inamicul. La așa, să știi ce mută adversarul. Să știi dinainte. Păi asta e extraordinar. Mutarea celuilalt. Și Dumnezeu asta face cu noi. Diavolul are planuri făcute pentru casa mea. Are planuri împotriva mea. Planuri împotriva bisericii din Dej, de aici la numărul 1. Dar ce minunat e că Domnul ne-l descoperă din vreme. Și ne avertizează, spune, iată ce vrea să facă diavolul și știind ce vrea să facă diavolul, eu sunt atent și cu ocrotirea lui Dumnezeu ies biruitor. Doamne, fie numele Tău binecuvântat. Vorbim de războiul acesta, că un război este. Pavel spunea în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, în momentul când simțea că pleacă, spune că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Eu m-am luptat lupta cea bună. Eu am păzit credința. Eu mi-am isprăvit alergarea. De acum așteaptă cununa care mi-a dat Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui. Eu m-am luptat lupta cea bună. Pavel spune că viața noastră e o luptă. Că vin sirieni asupra noastră, asupra casei mele, asupra bisericii. Și sirienii vin ca să înfometeze poporul, să dărâme cetățile și cei mai rău, să ne iei copiii robi. Vă aduceți aminte de fiica aceea de 12 ani, roabă la Naaman sirianul? Că vine diavolul în ziua de azi și vrea ca tineretul care a cântat așa de frumos. Și eu am spus că dacă o pot numi o slăbiciune, hai să spun o plăcere, la mine la adunare este cântarea în corul mist. Asta mi-a rămas mie din anii copilărie, din clasa 7-a la 8-a m-am dus și eu la cor, dirijorul m-a luat afară acum că nu mai am voce, dar îmi place corul. Ei voi care cântați aici la cor și veniți la repetiție și învățați solo și nu iese bine și mai repetați odată, știți că diavolul are un plan contra voastră, vrea să vă iei roabe, vrea să vă iei rob, să munciți pe holba omului străin. Doamne, păstrează tineretul de aici pentru tine. Amin. Și mă gândeam eu, cum ne descoperă Dumnezeu planurile vrăjmașului? În primul rând, prin cercetarea Scripturii. Aici, în Biblia asta pe care eu o țin în mână, aici descoperi și planul lui Dumnezeu, când ne descoperă El, dar și planurile vrăjmașului. Vă întreb în seara asta, cum stați cu cercetarea Scripturii? Cercetați Scripturile, Ioan 5:39, Iisus Domnul îi mustră pe aceia. Acolo e un cuvânt de mustrare, că spune... Voi cerceta Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine. Dar prima parte e valabilă pentru noi. Cercetați Scripturile. Cum stați cu cercetarea Scripturilor? Așa de mult navigăm pe internet, mă pun împreună cu voi. Eu navighez mai puțin, nu știu să-l pornesc. Așa de mult suntem noi de curioși, atâtea site-uri din astea, atâtea socializare, atâtea Facebook-uri, atâtea poze, atâta, și cât în Biblie. Trăim într-o o explozie a tehnologiei. Am mai spus într-o adunare ce am plătit, era luat într-o adunare din America. Înainte de a merge la rugăciune, gazda ne dă o mâncare grozav de bună. Un frate din Ucraina, l-am cunoscut înainte de a pleca. Și la urmă ne dă felul 3 de fier clătite cu mac. Eu n-am mâncat niciodată clătite cu mac, așa erau de bune, am mâncat 2. Și când s-o iau pe a treia, fratele care și el e păstor, în vârstă spune, frate Dragoș, eu am clătite, dar ține cont că astea cu mac te ador și ai să fii moale și ai să nu dormi la adunare. Noi n-am mai mâncat pe a treia, m-am dus la adunare, într-o adunare, domne, nimeni nu striga un amin, toți așa moleșiți, cântarea slabă și nu vă spun adunarea. Eu m-am plecat pe genunchi și m-am rugat sincer Domnul. Am spus, Doamne Iisuse,
Eu în seara asta am mâncat clătite cu mac. Dar toată adunarea a mâncat clătite cu mac? Când m-a ridicat, am spus, frate, uite, m-a rugat, când am văzut că nu participați, nu vă uitați la mine, nu spuneți un amin, nu deschideți gură la cântare, nu v-ați rugat așa puternic. Uite, asta m-am rugat. Doamne, și ăștia au mâncat clătite cu mac? Gătesc predica și mă sun în telefon. Ce-ai mâncat, măi, acolo? Bază de seamă, tot cuvântul care îl spui înconjoară pământul. Eu știu că ai mâncat clătite cu mac. Vezi ce predici acolo? Nu vă spun cine m-a sunat. Ei bine, informația circulă. Noi stăm poate ceasuri întregi acolo. Dar eu mă întreb în seara asta, în fața acestei cărți, cât stați? Cât stați? În fața Evangheliei, cercetați Scripturile și Dumnezeu să ne ajute. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Stăruim noi învățătura apostolilor? Și ce-mi place mie la Apostolul Pavel, extraordinar, omul care a fost răpit în cer la Dumnezeu. Cum în cer, nu știu. Predica fratele Ghiță Moise într-o seară se spunea că un copil a întrebat, uitându-se la cerul grozav care ne fascinează noaptea, întreabă pe mamă și spune, mamă, dacă cerul pe dos e așa de frumos, cum o fi cerul pe față? Ei, Pavel a fost acolo răpit în al treilea cer. Și el spune, fraților, Evanghelia care o propovăduiesc eu nu e de o bârfie omenească. Eu n-am învățat-o de la un om, ci este prin descoperire dumnezeiască. Și Pavel, care era marele predicator și apostol, spune cuvântul Domnului și îmi place. În urma unei descoperiri m-am suit la Ierusalim ca să arăt apostolul Evanghelia propovăduită de mine, mai ales celor mai cu seamă să nu mă fiu osterit în zadar. Marele apostol Pavel s-a dus la Bartolomeu și a întrebat, ei bine, cum predic eu? Fiul lui Alfeu, e bun cum predic eu? E așa? Așa predici și tu? Și au spus, ei cei mai cu bază n-au adaos nimic. Au spus, e bun așa, nu i-au mai adăugat nimica. Știi ce nu-mi place mie? Cât de un frate care ia pe cărarea lui, cu învățătura lui, o ia razna așa și 10 frate nu mai pot corecta. Noi avem mari probleme acum în adunare cu o familie foarte bună, care a primit o învățătură și când am fost a stat de vorbă ceasul cu el, noi nu mai știm nimic, numai el știe totul. Noi nu mai cunoaștem nimic, nu avem nicio descoperire. Și învățătorii, bine să stăruiască în învățătura apostolilor, să vedem și ceilalți cred ca mine. Doamne, dă-ne smerenia asta. Ne ajute Domnul, da? Prin cercetarea Scripturilor. Cât cercetați-vă Scripturile? Un frate prezbiter de la noi, după sărbători, imediat, ia o soră să o duc acasă cu mașina. Spune, soră, ce mai faci? Ce să faci, măi, frate Sami? Uite, m-am hotărât de la 1 ianuarie să citesc Biblia de la capăt la capăt toată. Și frate Sami, Domnul, să te binecuvinteze. Tot de la 1 ianuarie m-am hotărât și eu. Și m-a tale, soră, pe unde ești? Era pe la jumatea lui februarie, sfârșitul februarie. Și că am ajuns la Faptele Apostolilor. Dar tu pe unde ești, frate prezbiter? Și spune, am schimbat vorba. Eu eram pe la Leviticul ajuns numai. Care știe Biblia, știe diferența. De sora asta care sta singură toată ziua, într-o lună jumătate, termina Biblia de citit. Cât ai citit anul până în Scriptură? Suntem așa de vinovați. Corecția aia ce am luat eu și am spus-o și o știu, frate. Când am predicat odată la Știrbăți și am predicat despre lumină și întuneric. Și la urma mea a fost un frate, a predicat 10 minute. Fratele Socaluc Ștefan s-a lipit de perete și a început să predice. Și din memorie m-am mai citat încă vreo 20-30 de versete, numai despre lumină și întuneric. Și eu abia dacă reușeam. Dar nu asta m-a uimit. El a spus așa, frate, am 84 de ani și am peste 40 de ani de când sunt orb și nu văd nimic. Când o ieșit afară, sora îl ducea de mână, eu la omul ăsta am fost la mormântare, la 92 de ani. Și îmi spuneau ce e casă. Omul ăsta se ridica și da jos din pașă, stă mult în rugăciune, se spăla și în rugăciune. Și când a ieșit afară, a spus, frate Ștefan, de cât timp nu vezi? Am 40 ceva de ani. Spune, cum de știi Scriptura așa de bine? Și el îmi spune, frate Dragoș, în ziua în care am rămas orb și mi-am dat seama că nu voi mai zări nicio geană de lumină, am luat nevasta și am făcut un legământ. În fiecare seară îmi citește o oră din Scriptură ca să pot duminica predica. Am pus capul în jos, eu am și concordanță și dicționar și predici pe schițe și pe puncte și cărți de predici și ce vreți voi. Și am pus capul în jos, nu mai mașină și am plâns. Un om de 40 de ani nevastă să-i citește o oră din Scriptură. Și noi de multe ori slujitori nu răsvoim într-o zi Scriptura. Cât ai citit azi de Scriptură? Știți că în Scriptura asta, Dumnezeu prin Scriptură ne descoperă planurile vrășmașului?
Îți descoperă ce vrea vrășmașul să facă din soțul tău, din copiii tăi, din soția ta. Ce-ar vrea, ce haosul, ce vrea diavolul să-l aducă în adunare. Și ne răspune prin Scriptură, pledez, vă rog, începând din seara asta, cercetați Scripturile. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin? Și apoi, o altă metodă prin care Dumnezeu ne descoperă planurile vrășmașului, e prin descoperirea darurilor Duhului Sfânt. S-au ascuns sirieni, un tizul capcanul, am buscat acolo, făcut. Dar un om al lui Dumnezeu. Era în Israel un om al lui Dumnezeu. Doamne, am o rugăciune. Aici în adunare să fie numai oameni al lui Dumnezeu. Aici în adunare să fie darul de descoperire. Darul veritabil, proroci. Cornel Ziriu a văzut lămurit într-o vedenie. Să dea Domnul vise de la dânsul. Să dea vedenii lămurite. În Iov spune acolo în capitolul 33, la 14 în jos, până la 18. Că Dumnezeu se vorbește omului când într-un fel, când în iarcă. Îi vorbește prin vise, prin vedere de noapte, când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc. Ca să reabată, spune versetul 18, sufletul de la groapă și viața de la loviturile sabiei. Dumnezeu să ne dea vise de la El, să ne dea înștiințări de la El și Dumnezeu să facă toată adunarea să fie din proroci și prorocițe. În zilele de urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Tinerii și tinerile voastre vor proroci. Așa să fie la voi în adunare. Dar un om al lui Dumnezeu. Cât e important că în adunare este un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu îi spunea împăratului Israel să nu treci pe acolo. Dar cât e de important să asculți de omul lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt locuri în care e o densitate mare de sirieni. Sunt locuri în care duhuri necurate te atacă dacă treci pe acolo. Și vine omul lui Dumnezeu și spune, nu te duci pe acolo. Mă întreba odată un frate, frate Dragoș, poate că într-o casă fără să fie niște duhuri? Poate un loc anumit să fie stăpânit de niște duhuri necurate? Eu am spus potrivit cu Evanghelia, acela care este în noi, e mai mare ca acela care este în lume. În noi e Hristos, în noi e Duhul Sfânt, slăvit să fie Duhul Sfânt. Dar pot fi locuri cu o densitate demonică. Despre Babilon se spunea, va fi o locuință, așa calul, a bufnița, a oricărui duh necurat. Arabul nu își va întinde cortul și nu va înnopta acolo. Un loc special, o locuință pentru duhuri necurate. Dar cât e de frumos când vine omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu poate fi păstorul, poate fi predicatorul, poate fi un proroc, poate fi mama ta, poate fi tatăl tău. Un om al lui Dumnezeu spune, nu te duci pe acolo. Nu posta fotografii indecente pe Facebook. Nu naviga acolo nopți întregi. Că acolo e o densitate de duhuri necurate la care tu nu te mai poți împotrivi. Am primit nu sute, am primit mii de mărturisiri. Și toți păcătoși au început de la ușor, de la o mică mizerie aruncată în cugetul lor, de la un film murdar văzut, de la o șoaptă, de la o propunere, de la o atingere. Așa au început marele păcate. Eu am spus, zice, un om al lui Dumnezeu nu cade dintr-o dată într-un păcat mare. Întâi cugetul din tine se răscoală, strigă, te avertizează, îți bate inima ca lui David când o tăia colțul hainelui Saul. Dacă nu ești atent la strigătul ăsta al cugetului tău, te vei îngloda în păcat. Există locuri cu o mare densitate de duhuri necurate. Nu ce cauți tu la discotecă? Ce cauți tu în crâșmă? Ce cauți tu pe internet? Ce cauți tu în fața televizorului? Ce cauți tu pe un stadion de fotbal? Ce cauți tu acolo? Acolo e o concentrație de sirieni și vine omul lui Dumnezeu și îți spune poate nici de la învol, fugi de poftele tinerețe. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Omul lui Dumnezeu. Există o descoperire prin darurile Duhului Dumnezeu și eu aș dori în această seară ca Domnul să mai toarne din darurile sale peste noi. Să ne rugăm pentru umplerea cu Duhul Sfânt și pentru darurile Duhului Sfânt. Există cel puțin 5 mari motive pentru care unii nu stăruiesc după Duhul Sfânt și după darurile Duhului Sfânt. Dar și 1 Corinteni capitolul 12 și în 1 Corinteni capitolul 14 Pavel spune, râvniți, umblați după darurile Duhului Sfânt. Și spune într-o adunare în 1 Corinteni 1 cu 7, astfel că voi nu duceți lipsă de niciun dar. În Corint erau toate darurile și Pavel îi spune, mai umblați încă după ele. Și unii spun așa, dau numai un exemplu. Noi nu trebuie să cerem darurile Duhului Sfânt. Noi trebuie să cerem să umblăm după roada Duhului Sfânt. Pentru că sunt unii și drept, și asta mă deranjează, unii în care Dumnezeu a pus un dar, dar n-au roadă.
Au câte o prorocie milimetrică, domnule, dacă stai de vorbă cu el, te îngrozești în el. Nu-i un soț bun, nu-i un pocăit bun, nu-i un tată bun, nu-i un om cinstit. Și totuși te gândești cum poate omul ăsta să lucreze cu darul. Ei bine, unii oameni s-au indignat de atitudinea asta și au spus, nu ne trebuie darul, nouă ne trebuie roada. Învățătura reală, frații mei. Noi nu putem combate o eroare cu o altă eroare. Învățătura corectă după Biblie, știți care? Nouă ne trebuie roada Duhului Sfânt și ne trebuie darul Duhului Sfânt. Nouă amândouă ne trebuie și Domnul să ne dea. Amin? Apoi Domnul descoperă planurile sale, am numit eu prin împrejurări a vrăjmașilor, prin împrejurări. Prin Scriptură, prin oamenii lui Dumnezeu, descoperirea darului și prin împrejurări. Vă dau un exemplu. 40 de evrei s-au blestemat. S-au legat cu jurământ și blestem, nu mai mâncăm nimic și nu bem apă până nu-l omorâm pe Pavel. Și acolo era un băiețel, nepotul lui Pavel, fiul soriu, care nu era nici proroc și nu a citit nici în Tora. El o tras cu ureche, o auzit și i-a spus lui Pavel, știi ce, un cheșu, știi ce vor ăstea să-l omoare? Du la capitan, ai mi-a spus la careva, n-am mai spus la nimeni. Eu am constatat și în viața mea, și am multe exemple să vă dau, nici prin visă, nici prin prorocie, nici printr-un verset de Scriptură. Domnul mi-a descoperit unele plane ale vrăjmașului printr-o împrejurare prin care eu nu știam, n-aveam cum. Așa m-a îngăduit Dumnezeu. Știți, odată vine Iohanan, fiul lui Carea, vine la Ghedalia și spune, știi că Baal s-a tocmit pe Ismail să te omoare? Am auzit noi un complot împotriva ta. Am auzit noi asta. Și Ghedalia spune, nu, e adevărat. Știți ce s-a întâmplat? A venit Ismail și l-a omorât. Pentru că tu degeaba cunoști planul vrăjmașului dacă nu iei atitudine. Că Dumnezeu ne descoperă planul vrăjmașului, fericit de cine ia seama de aceste avertizări. Prin împrejurări, citeam în războiul acela a evreilor de eliberare, războiul de 6 zile, cum într-o noapte generalul evreu trebuia să străbată o fâșie de nisip, să ajungă în teritoriul vrăjmaș și prin elementul acela surpriză să dărâme fortărețele vrăjmașului. Și când se plece evrei la luptă, s-a pornit un vânt. Dar un vânt cum nu mai a fost. Și toată noaptea o sufla vântul ăsta. Și citeam acolo, că ați citit poate și voi, dimineața când s-a trezit și au văzut tot câmpul ăla fusese minat. Arabii au întins acolo în mine, le-au acoperit cu nisip, ca evreii trecând să-și distrugă armata. Cum o descoperi Domnul? Printr-o împrejurare. A venit un înger cu o mătură și o măturată de noapte nisip oceana și a spus, uite evreilor ce va aștepta. Sunt împrejurări prin care Dumnezeu ne vorbește. Ferice de cine are ochii deschiși, ferice de cine ne înțelege. Amin? Ce am vrut să spun în primul rând? Dumnezeu are planul său, din care ne descopere numai cât ne trebuie. Și să fim mulțumiți. Diavolul are planul său. Și Dumnezeu ne descoperă tot planul vrăjmașului ca noi să luăm atitudine și să nu se întâmple ceva rău. Odată a întrebat Iosafat cu Ahab, mica să mă duc să cuceresc Ramotul din Galaad? Nu te duce. Oamenii ăștia nu au ascultat, s-au dus. Știți, Ahab a murit în car și așa mai departe. Când Domnul ne dă o descoperire, când Domnul ne vorbește ceva, dragii mei frați, surori din Dej, țineți cont de sfatul Domnului. Amin? Aș vrea să trec la al doilea gând. E un gând de încurajare. Deci prima dată spuneam că Dumnezeu ne descoperă planul vrăjmașului și noi luăm acte ele, știm ce avem de făcut. Dar se întâmplă cu toate acestea, cu toate măsurile noastre de precauție, câteodată n-avem ce face. Vine vrăjmașul peste noi. Și al doilea gând care l-am de încurajare pentru voi este următorul. Vreau să vorbesc de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Elisei era cu slujitorul în cetatea Dotan. Și a venit o oaste puternică, cară și cai, trimis ca să-l prindă pe Elisei. Și slujitorul lui Elisei s-a îngrozit. Și a spus, vai stăpâne, ce ne facem? Și se roagă Elisei, Doamne, deschide ochii slujitorului. Și când și-a deschis ochii, știți ce a văzut slujitorul? Pe munții lui Israel, de jur împrejur, erau cai și cară de foc. Și a spus Elisei, mai mulți cu noi. O cântare veche, nu dacă o știți dumneavoastră, spunea, în jurul tău, fără să vezi, sunt mii și mii de îngeri. Dar tu nici când să nu cedezi, dușmanul vei învinge. Știți dumneavoastră că la slujba din seara asta, aici sunt îngerul Dumnezeu?
Știți că aici, în jurul adunării, tăbăresc îngerii lui Dumnezeu și ei ne ocrotesc. Spune psalmistul, îngerul Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Știți dumneavoastră lucrul acesta? Aici sunt îngerii lui Dumnezeu și Dumnezeu are pentru noi o intervenție miraculoasă. Noi trebuie să avem credința aceasta, fraților. Cum stați cu capitolul credință? Avem credința aceasta? Credința se capătă, în primul rând. Spunea Petru, 2 Petru, capitolul 1, versetul 1. Către sfinții care au căpătat o credință de același preț ca a noastră. Ai căpătat credința asta? Cum se capătă credința? Roman 10:17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, 1 Corinteni 12:9. Altuia este dată credința prin același Duh. Este un dar al Duhului Sfânt. Ai căpătat credința? După ce am căpătat credința aceasta, vine Apostolul Pavel în Corinteni și spune să creștem în credință. Ai mai crescut în credință de când ai primit credința? Dar cum să creștem în credință? Păi uite câțiva pași așa prin care putem să creștem în credință. Prima dată am spus eu o încurajare personală. Suntem un popor de pesimiști. Când se naște cineva, spune, vai săracu, s-a născut la... Când în familia mea a venit un copil, un bătrân a spus, vai săracu. Și am spus, nu, vai bogat. De ce vai săracu? De ce să nu fii vai bogatul? Suntem un popor de pesimiști, dragii mei. Dar primul pas în credință este o încurajare personală. În Ioel, capitolul 3, versetul 10, spune așa, partea finală. Cel slab să zică, sunt tare. Poți să spui în seara asta că ești tare? Cu boala ta, cu lipsa ta, cu șomajul tău, cu copiii care ai, cu problema ta. Vrei să strigi în adunare, eu sunt tare? Vreau să spună cel ce e slab, eu sunt tare în Hristos. Spune tare, Doamne, pe tot. Să ne dea Domnul o încurajare personală. La ora actuală există din adânc, din iad venit o legiune întregi de duhuri care ne aduc descurajarea, frica, pesimistul. Duhuri de sinucidere cum n-am mai întâlnit până acum. Personal am avut de luptat cu aceste duhuri. Când la telefon îmi spunea cineva, dacă îmi închizi telefonul, mă omor imediat. Am spus, nu-ți închizi telefonul. O fată care era la facultate, la Cluj, și care nu mai era bună de nimic. Și am multe cazuri din astea, băieți și fete care n-are rost să trăiesc. Le-am văzut cu ochii umflați de... La ora 12 noapte am fost chemat într-o familie. Am spus, doi fără adunare, nu. Umflată de plâns. La nu-ți bună la nimic. Cine ți-a spus, măi, că nu ești bună? Nu mai trebuie să nimic. Cine ți-a spus, mă? Diavolul a spus. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, fraților. Dumnezeu e Tatăl nostru. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui și suntem. Amin? Și atunci de ce te temi? Am fost într-o adunare în diaspora, unde erau 4-5 frați slujitori, la toți nevestele erau cuprinse de depresie. Una avea peste 2 ani de când noi ieșit din casă. Și temea să doarmă cu lumina stinsă. Vinea soțul, păstor, și aducea copiii de la grădiniță și fugea înapoi la lucru. Îi cumpăra pâine și fugea înapoi la lucru. Și când s-o ruga frață, Dumnezeu lui elibera. Și spunea o soră, bă, cât e de bine să n-ai niciun duc de frică. Noi n-am primit, fraților, un duc de frică. Noi am primit un duc de chipzuință, de tărie. Un duc care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Amin? Dacă ați pleca acasă mai bucuroși, de a-ți pleca acasă mai tare, dacă ați crește în credință, dacă ați striga în seara asta, eu sunt tare. Și strigând și azi și mâine, vei ajunge tare. Amin? Într-o vreme eu mă schimbam cu serviciu în gara Suceava Vest, la Șcheia. N-avem mașină, n-avem cum să merge acasă, am o soră care și acum stă în oraș și mă duceam pe jos până la ea și dormeam acolo. Schimbul meu de noapte venea la 1 noapte, la 2 noaptea și spuneam la soție, am dormit la Aneta, na bine. A doua oară am dormit la Aneta. Ei, la un timp mă întreabă, auzi, dar cu ce mergi tu la Aneta? Zic, pe jos, așa de mult că este o șosea luminată, roată, 2 km, 3 km. Eu zic, nu, eu prin păduri, de-a dreptul, că este o marina Suceavei, prin Zanca, este o pădure de asta și este o cărare. Eu merg pe cărare. Dar ea mă prinde și spune, îmi promiți acum ea că nu te mai duci noaptea prin păduri. Dar de ce? Păi dar cum, de ce, mă, tu nu te gândești? De acolo poți fi niște oameni răi, poți să fii niște bețâni, poți să fii acolo să te aștepte. A spus, băile voastre, hai să gândim logic. Dacă ar fi un om în păduri, un om rău în păduri, și eu noaptea până la ora 1 mergem, cântam, fluieram. Și omul ăla,
rău. Aude că urcă unul pe cărare fluierând și strigând și cântând. De ce să nu se teamă el de mine? De ce să mă tem eu de el și de ce nu spui, mă dau deoparte, vine unul strigând pe cărare? De ce să mă tem eu și să nu se teamă el? De ce vă temeți așa de tare? De ce ne temem noi așa de tare? De ce să nu se teamă diavolul de noi? De ce să nu se teamă vrăjmașul de noi? Vreau în seara asta să fim tari, frate. Amin? Cer slab să spună sunt tare. Uite, așa creștem în credință. Apoi în credință creștem pe baza experiențelor trecute. S-a dus David să lupte cu Goliat. Și l-a îmbrăcat cu cormul aceea mare. Nu pot. Și a spus Saul, măi băiețași noi. Omul ăsta e războiul din tinerețea lui. Omul ăsta are 3 metri și 25 de centimetri. Omul ăsta numai zalnic care le are pe el are 55 de kilograme. Și fierul săgeata aia din capătul suliței are 6 kilograme. Mânele ca un sul din țesut. Nu te poți duce să te bați cu el. Și David îi spune, împărate, eu pășteam oile tatălui meu și când venea un urs sau un leu, mă zâneau oaie, mă duceam și o smulgeam. Și dacă se ridica împotrivă, mă ridicam și îi rupeam falca și scoteam oaie de acolo. Cel care a fost cu mine atunci, o să fie cu mine și acum. N-aveți nimic experiență de credință. Nu v-a vindecat Dumnezeu. Nu v-a iertat Dumnezeu. Nu v-a ajutat Dumnezeu. Nu v-a purtat El ca pe aripi de vulturi. De ce stați posați și plini de necredință? Să ne dea Domnul un duc de credință în seara asta. Descriind scena aceasta de luptă, spuneam, un frate predica odată și mi-a plăcut predica. Când ieșea Goliat cu un coc mare, cu un trup uriaș, evreii care îi scoteau mari strigăte de bătălie în Valea Terebinților, o rup eu la fugă. Mi-a uitat la el, o ce piept, o ce braț, o ce cap mare, o ce frunte lată. Asta vedeau evreii. Dar David când s-a dus împotriva lui și-a văzut capul așa din mare, că așa s-a bucurat, o ce frunte lată. Păi eu pe ăsta locuiesc, nici n-am cum să dau pe alături, dar ai dintea mai capul. Că dacă are capul cât un pum, poți să dai pe alături. David cu ce cap mare, de pe fruntea să-i trage. Așa gândea David și cum gândeau evreii celalalt. Nu vă uitați la Goliatul ăsta că e așa de mare. E ușor de bătut, frața. E ușor de bătut pentru că Dumnezeu este cu noi. Spunea Iosua și Caleb, îi vom mânca. Îi vom mânca să ne dea Domnul credința asta, amin? Dumnezeu este un Dumnezeu al miracolelor. Este un Dumnezeu care ne salvează în chip miraculos. Și a venit o armată de sirieni să-l prindă pe Elisei. Și Dumnezeu l-a scos de acolo și ne va scoate și pe noi. Gândiți-vă dumneavoastră când evreii au ieșit din Egipt. Ei cunoșteau planul lui Faraon. 600 de care, de fier, înarmați, oștiri, în față era Marea Roșie. Și au spus, ce facem? Și au început să strige. Și le-a spus Dumnezeu, pentru ce gălăgie asta? Stați liniștit. Egiptenii ăștia, când îi vedeți acum, nu o să-i mai vedeți niciodată. Că Dumnezeu luptă pentru voi. Dumnezeu luptă pentru noi. Călătorim mult și eu mă rog, Doamne, din miliardele acelea de îngeri, pune un înger să ne ocrotească și pe noi. Pune un înger să ne ocrotească casa mea, familia mea. Că ce sunt ei? Sunt duhuri slujitoare, trimise în folosul celor ce au moștenit mântuirea. Dumnezeu are un înger care te ocrotește. Să ne ajute Domnul să trăim prin credință, amin? E vorba de trecerea Iordanului. Și au spus preoții să ia chivotul, să-l pună pe umeri și să treacă înainte. Dar Iordanul tocmai era în vremea inundațiilor. Era mare, vadurile Iordanului o da peste mare, îmi spune Scriptura. Și mă uit la preoți, ei erau primi, ei erau în frunte și urmă tot poporul. Și preoții au mers și au spus, Doamne, oprește Iordanul. Și s-au oprit în marginea Iordanului, Doamne, nu s-au oprit Iordanul. Așa au fost? Dar cum au fost? Care știe? Spune că îndată ce au pus talpa piciorul în Iordan, s-au oprit apa. Eu văd preoții ăștia mergând în pază de defilare. Eu cred că au închis ochii și când au trântit o dată în picior, o scropită. Eu așa credință, noi trecem prin apă. Și când au călcat acolo, apele s-au oprit. Asta e mersul prin credință. Dumnezeu te poate salva în ultima clipa ta. Când toți oamenii clatere din cap și spun că nu-i nădejde de viață, vine Dumnezeu care te salvează. Slăvit să fie Domnul. Știi ce am învățat din războiul ăsta când am citit? Că Duhul Sfânt o spune că și eu trebuie să învăț ceva. Am învățat de planul lui Dumnezeu și planul vrășmașului. Dar am învățat în al doilea lucru că Dumnezeu mă izbăvește. Dumnezeu are o salvare miraculoasă. Știe El cum? În vremea lui Ceaușescu, șoferii de la autobază, șoferii noștri pocăiți, s-au tras într-un cor și făceau o chetă, se numea. Bețigă făceau ca să-și cumpere rachiu și șoferii pocăiți punea câte 50 de lei, câte 100 de lei. Un șofer nepocăit
De la noi, din sat, dacă vreți vă dau numele. O văzut că pocăinții strâng bani, zic, bă, dar pentru ce strângem voi bani? Și ăștia s-au oferit. Băi, dau și eu, dar pentru ce? Și ăștia spun, băi, sunt niște copii orfani și strângem niște bani să le dăm ceva. Bagă omul mâna în buzunar, i-a dat șofer pe tir. Spune, lua și de la mine, dă 500 de lei de la albastre. A noștri dădeau că avea o familie, mai puțin. Ia, lua și de la mine, da 500 de lei. O plecat cu tirul. Și vine la vreo două săptămâni, era într-o toamnă târziu, eu plecat de pe Transfăgărășan, jos era frumos, când au ajuns sus era oprins o porțiune de polei, era rece, era înghețat și cu tirul ăla, că el nu și-o dat seama, mergea cu viteză, când oprins câțiva metri de polei, a început tirul să danseze în toate părțile. O tras omul într-o parte, în alta și se îndrepta spre o prăpastie. Se spune că am închis ochii și când am închis ochii, am văzut o mână mare, spunea șoferul, și în palma de 500 de lei, așa desfășurate. Și-a oprit mașina prin marginea prăpastiei. O venit speriați la frate noștri care trăiesc. Și-a spus, oare să aibă o legătură? Măi, voi ce spunem? Și-o frate a spus, are legătură. Are Dumnezeu o mână care te păzește și pe tine. Dacă faci milostenie și bineface, trăiești cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, are un înger care te ocrotește. Dumnezeu să pune îngerul ăsta în jurul nostru. Era odată Ierusalimul înconjurat de oști. Și a venit, a luat scrisoarea omului Dumnezeu și a spus, Doamne, uite-te la Ocara și la bajocura lor. Și spune Biblia, în noaptea aceea, un înger a ieșit. Un înger al Domnului a omorât 185.000 de asirieni în aceeași noapte. De-ar fi fost noaptea 12 ore, am calculat eu, trebuia în fiecare secundă să moară câte 4 sau 5 oameni. În fiecare secundă. Dar eu cred că îngerul a lovit cu o molimă, cu o ciumă, cu ceva, i-a lovit și într-o fracțiune. 185.000 de oameni au căzut. Că Dumnezeu știe să ne izbăvească. Știi, odată trei tine, Hananea, Mișael și Azaria, au fost dus în fața împăratului. Nu vă închinați? Nu. Și știi ce au spus băiețeștia? Dumnezeu nostru poate să ne scapă. Crezi tu că poate? Și au fost spus, băieții, au mai făcut un pas prin credință și ne va scăpa, împărate. Al doilea pas. Și al treilea pas, care nu-i abdicare, e un pas mai, spune, chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm chipul tău. Să ne dea Dumnezeu credința asta, amin? Dragii mei, al doilea gând care l-am avut pentru voi și văd că timpul trece. Al doilea gând care l-am pentru voi este că Dumnezeu are pentru noi, așa cum a avut pentru oamenii ăștia, o ocrotire miraculoasă. Fiți tari în credință, fiți tari în nădejde, Doamne ajută-ne în aceasta. Al treilea gând, îl las ca temă pentru acasă. Ajunge în Samaria și Ioram freacă mâinile, să-i mă celăresc, părinte. Acum ne învață Dumnezeu cum să ne purtăm cu aceia nipocăiți, cu aceia care ani de zile ne-au ocărit. Cu aceia care ne-au scuipat, cu aceia care ne-au părât la securitate, cu aceia care strigă după noi pe drum, cu aceia care ne-au spart mie cauciucuri la mașină. Când am ieșit din adunare, toți cauciucurile. Și frații s-au culcat și dimineața nu ajungem acasă. Cu aceia ce se fac? Că aceia Dumnezeu câteodată ne dă pe mână. Știi că ne dă pe mână? Așa s-a întâmplat și aici. Dumnezeu i-a dat pe mână. Și a spus să-i mă celăresc, părinte. Și acum vine Elisei, spune, nu. Și eu vă recomand, citiți Matei 6, 38, 48, iubirea vrășmașului, suferirea răului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă zic, dacă te lovește careva peste obrazul drept, întoarce-și pe celălalt. Dacă se judică cineva cu tine să-ți ia haina, lasă-și cămașa. Dacă te ținește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrășmașul tău, dar eu vă zic, binecuvântați pe cei ce glasă, rugați-vă pentru cei ce... Asta e pocăința. Doamne, ajută-ne să trăim pocăința. Al treilea lucru care e o instruire pentru noi. Știi că Domnul, pe omul acela, pe fata aceea din clasă, care te năcăzește și te poreclește, se strigă după tine, odată Domnul ți-o dă în mâna ta, odată ți-o dă la un examen, odată ți-o dă într-o împrejurare. Ai putea să te răzbuni, dar nu ai voie. Că Domnul ne învață să fim pocăiți. Doamne, ajută-ne. Vreau să închei predica din seara asta. Când am citit scena aceasta de război, spunea Duhul Sfânt că asta a fost scrisă pentru învățătura mea și a fost scrisă pentru învățătura voastră. Am înțeles că Dumnezeu are planurile Lui și diavolul planurile Lui. Că Dumnezeu din planurile Lui descoperă cât vrea și cât ne trebuie, dar ne descoperă planurile vrăjmașului și ne avertizează. Asta e extraordinar. Și am învățat cum ne descoperă. Am înțeles apoi că Domnul în orice situație poate să intervine să ne salveze. Și facă Domnul așa de fiecare dată. Și am înțeles cu acei care ne fac rău
trebuie să ne purtăm bine și să fim pocăiți. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Amin.